ne poți lămuri ce se întâmplă cu Laurențiu Reghecamp, Doric la Craiova. Nu, dar eu am spus, nu, și am spus-o de foarte mult timp, de când erau speculațiile că se întoarce la Steaua. Laurențiu, în momentul ăsta, are un nivel foarte greu de atins de o echipă sau un patron din România, la fel cum și Olăroiu și Lucescu. El a și spus întotdeauna că singurul loc unde s-ar întoarce este Steaua. Chiar și Șumii. Șumii are un salariu mare pentru România. Nu la nivelul la care au ceilalți, dar Șumii undeva la jumătate de milion câștigă pe an și atunci nu știu cine ar putea să plătească în România. Să fim realiști, că despre asta este vorba. Ok, dar vine Pasarab Panduru și spune la Telecom Sport că sunt discuții. Laurențiu Reghecamp va decide dacă vrea să se întoarcă nu, prin cred că... ceea ce înseamnă emulația de la Craiova. Nu, cred că Pandi a spus-o la modul că este o echipă foarte frumoasă, într-adevăr, cu suporteri extraordinari și probabil s-a gândit că așa, noi ne-am dorit tot să ne întoarcem acasă, dar... Laur a refuzat câteva oferte de câteva milioane din străinătate, tocmai pentru că își dorește să facă performanță la nivel înalt. Adică Laurențiu Reghecamp nu va pleca niciodată să semneze de disperare la o echipă care îi oferă 2 milioane numai pentru bani, numai să ia acești bani și asta este, dacă nu face performanță, nu face. Deci n-ar pleca nici la ultima clasată din Turcia, ca Dan Petrescu. Nu. Nu. În familia noastră și mentalitatea noastră este cu totul și cu totul altă. Laur își dorește performanță. Noi, păi spre deosebire... Craiova își dorește. Da, dar la un la nivel nostru... unde... La un nivel unde să poți să ai și personalitate ca antrenor să decizi, unde poți să ai și partea financiară la nivelul la care tu ai ajuns, pentru faptul că familia Reghecamp-Prodan nu trăiește, să spunem, din fotbal. Noi și lumea poate să ne judece sau poate să comenteze, noi am avut bani întotdeauna. Laurențiu Reghecamp este printre primii jucători de fotbal ai României, care pe vremuri, atunci, imediat după Revoluție, avea contract de 1.000.000 și ceva de mii de mărci. Lucru pe care probabil foarte mulți în ziua de astăzi nu-l înțeleg și nu știu să citească zerourile. Ana Maria Prodan era milionară de pe vremea de când s-a născut. Și atunci, niciodată noi nu o să lăsăm capul în jos în fața nici unui, nu știu, patron, să spunem, la modul că cineva vine și îți dă o listă și spune ăștia intră pe teren sau mie ca manager... îți dau 3 lei și ție, dăm jucătorul și mulțumește-te cu atât. Nu, avem atât de multă forță, demnitate, putere, unitate, încât niciodată nu o să permitem ca cineva să umilească familia asta sau să dicteze la modul să te umilească și ca manager și ca antrenor.